Poftim? Da, vă aud. Stadionul este un cazan în clocot. Cum vă spuneam, aproximativ 50.000 de suporteri ai Barcelonei au venit aici la Sevilla pentru a-și încuraja echipa favorită. Sunt prezent sute de ziariști din presa scrisă, 10 de comentatori ai posturilor de radio și televiziune din întreaga Europa, chiar și de pe alte continente. Acum câteva minute, un comentator al postului de radio din Argentina mă solicita cu spatele dintr-o clipă în alta și în acest moment arbitrul Michel Votro a fluierat începerea celei de-a 31-a finale a Cupei Campionilor Europeni în prima repriză. Steaua, care vă spuneam că evoluează în echipamental, atacă de la stânga spre dreapta. Puta lovitura liberă, a și făcut-o Schuster, coordonatorul de joc al echipei, jucătorul vest-german Bernd Schuster. Umbescu cu Carrasco și arbitrul Michel Votro acordă lovitura liberă directă pentru Barcelona, un fel de corner scurt, este de la marginea de pe latura laterală a careului nostru de 16 metri. Se poartă discuții acolo. Fiindcă o parte din suporteri au pătruns la marginea terenului. Execută lovitura liberă. Schuster, aglomerație mare în careu. 6 jucători de la Barcelona. Înalt și are înspins foarte frumos Bumbescu, pe care o susțin aici la Sevilla, finala Cupei Campionilor Europeni. Lovitură de colț în favoarea Barcelonei și vine din spate și citează Gerardo. Gerardo este cel care a citat. Iată-l venit și pe Pițurcă. Fata în care un lostru este acolo, Belotti, care respinge. Bravo, Belotti, intervenție foarte frumoasă în față. Pentru Barcelona, Alessanco, în imagine. Pedraza nu a putut lovi balonul cu capul. Iovan Pedraza, centrare, Schuster, peste bară. Minutul 29. Schuster și Lăcătuș, Archibald, Carrasco și senzațional a intervenit acolo Bărbulescu și a înlăturat un mare pericol la poarta noastră. Că demarcat, pătrundere spre centru al lui Bărbulescu. Pasă pentru Peloni, șut al lui Peloni, a venit însă pe piciorul drept, un pic înainte, pe Peloni îl aveți acum în imagine. Iovan în continuare la balon. Mașarul în poziție centrală, șut peste bară! În continuare, Steaua face Barcelona 0-0, atac al Stelei, Pițurcă. Peloni, trecere frumoasă, Mașarul, Peloni la marginea careului, șut pe lângă bară! 5 jucători de la Barcelona. Are spin. Nu! Archibald a șutat pe trasa și Archibald a încercat să schimbe traiectoria balonului.
dar nu a reușit. Ați revăzut faza, repunem deci din colțul. Într-o zonă liberă găsit Balin. Doloni în poziție bună de șut. Șut al lui Doloni pe jos. Lângă bară și urât voi ce este nevoie să, să trimită balonul în corner. Alessanco a boxat Ducatan, balonul a ajuns la Marcos. Centrează Marcos din nou, Archibald peste bară. Peste bară Archibald. O pasă frumoasă a spaniolilor. Ali Belodetic, imprudentă pasa lui și în acest moment arbitrul Michel Vodro fluieră încheierea celor 90 de minute de joc. Cele două echipe rămân la egalitate. Lui Sanchez Pizjuan, toate potențele de care dispun, atât cele fizice, cât și cele tehnice și tactice, și spre satisfacția noastră vrem să spunem că Steaua a etalat și aici la Sevilla un joc foarte frumos, a jucat foarte frumos. Linia de fundă s-a arătat foarte sigură. Înalt deasupra punctului de la 11 metri, a sărit acolo Ducadam, a trimis Portela câteva minute de din cea de-a doua repriză de prelungire. A respins Belodetic de la marginea careului, a recuperat Gerardo. A trimis balonul cu mâna, nu se poate, nu-i gol, sigur. Foarte bine, Carrasco a jucat balonul cu mâna. Dacă se va da reluare, triplica lui Carrasco, trecerea lui Carrasco, a respins însă Belodetic foarte frumos. Balin pasă cu călcâiu către Majaru. Se pare că da, și în acest moment arbitrul Michel Votro a ferat și încheierea celei de-a doua reprize de prelungiri. Emoțiile noastre vor continua, să ținem pumnii strânși pentru fotbaliștii de la Steaua. Finala Cupei Campionilor Europeni, această dramatică finală a celei de-a 31-a ediții a celei mai importante competiții continentale. Iată, m-am trezit strângând stiloul din pumni și eu pentru Majaru. Majaru se deasă pe balon. Șut! Jurul se apără. În colțul din stânga, unde a șutat Majaru. Nu-i nimic, băieți, trebuie să luptați în continuare. Ducadam apără! Ducadam apără! Bravo, Ducadam! Cel de-al doilea, 11 metri pentru Steaua, le execută Bălunii. Bălunii față în față cu portarul Barcelonei. Șut! Și Buruzi apără! Nu se poate înscrie după respingerea balonului de către portar. O partidă de o tensiune extraordinară! Extraordinară! Stadionul să ajungă la valori mai mult decât maxime. Și apără și Ducadam! Bravo, Ducadam! Bravo, Ducadam! Extraordinar este Ducadam în această partidă!